Deci, Vereșanilor, astăzi o să facem o nebunie foarte, foarte mare. Am văzut că a apărut versiunea 1.16 pe Minecraft, ba chiar 1.16.1, și am zis că ăsta e momentul sau punctul culminat în care trebuie neapărat să intru pe Minecraft și să încep o serie de survival. Și nu o să fie, o serie simplă, o să fie o serie de hardcore survival, ceea ce îmi place mie foarte, foarte mult. O serie în care o să avem parte de foarte multe rage-uri și o să murim în continuu pentru că sunt foarte nobibi, mai ales că după cum bine putem observa cu toții, s-au adăugat o grămadă de chestii interesante, frate, doar în endul ăla, cât a fost schimbat, de când m-am mai jucat. Gândiți-vă că n-am mai intrat în survival, cred că de mai bine de cât? Două, trei luni, ceva de genul, pe vremea când filmam eu cu Vereșanii. Și vă promit că dacă o să fie acest episod susținut, o să mai postăm câteva episoade și după care facem mare serie de survival cu Vereșanii. Pentru cei mai veterani știu faptul că am avut o serie de survival cu Vereșanii, o serie super apreciată și o serie susținută din plin, o serie în care au intrat foarte multe persoane, am avut server, sesiune specială pe serverul DeepCraft, intra cu câte 50, 60, 70 de persoane și ne jucam acolo, a fost super super tare. Hai să punem Andrei Vereș, așa, difficulty, punem clar la game-ul de aici, hardcore, datapex, așa, game rules, bun, hai să dăm aici, ce prostes, da, am înțeles. Eu nu văd că aveam telefon aici și de asta, bun, și create new world, nu? Gata, totul bine, totul frumos, create new world. Hai să vedem, Vereșanilor, nu uitați acolo de cât mai multe like-uri dacă doriți să postăm cât mai multe episoade. Sper să nu fie lag sau ceva în genul ăsta, pentru că, în general, când se generează, să spunem așa, o hartă, apare lagul ăla mare și nu înțeleg de ce, dar sper să se vadă bine și să nu fie probleme. Mamă, dar se generează greu, în sensul că du-te, tati, n-ai treabă, ești nebun. Nu știu, chiar sper să vă placă acest episod și să strângem acolo foarte multe like-uri. Dacă doriți să facem o serie de survival cu Vereșanii, mai ales că a venit vacanța, se află și rezultatele și așteptăm, nu ne mișcăm, încă nu ne mișcăm. O chestie super importantă este să nu vă mișcați. What? Uitați-vă cum mi se mișcă, 3 FPS-uri. Mamă, dar câte FPS-uri am, gen? Aici ne-am F1. Ia F3. 20 de FPS-uri. What the fuck, frate, gen. Mamă, dar am lag. What? Mamă, deci am lag, frate. Deci am lag pe versiunea asta, pe bune? Control sau autojump. Ia. Acum să-și revină. Mamă, deci ați văzut ce lag am avut? Acum se mișcă bine, cred. Dar până se generează harta, Doamne, acum aș mai revin FPS-urile, da. Doamne, totuși bine că n-am nici Optifine. Nu știu dacă, nu cred că s-a lansat, dacă nu mă șel. Deci aparent avem sunetă mai, ca să dăm mai tare eventual. Music and sounds. E bine, avem. Doamne, dar cât de ciudat mi se mișcă, frate, și acum se vede bine, bun. Deci dacă aș băga și shader, cred că ar pușca calculatorul cu totul de gemân. Dar ați văzut că aveam cel mai mare lag din lume. Potato PC. Ia să strângem aici niște lemn și să ne apucăm să jucăm niște survival. Mai dezbatem câte un subiect. Am văzut că s-a băgat o chestie, gen poți să-ți faci și server de 1.16. Bineînțeles că dacă noi, dacă o să facem dacă facem seria respectivă de survival cu Vereșanii, o să ne facem pe un server acolo frumos, pe un host bun acolo, așa o să mă ocup eu, o să găsesc eu, am eu persoanele mele, ca să spun așa. Păi am mamă, lol, ia să vedem, trebuie să ne găsim un loc de casă, v-am spus, nu știu cât o să dureze această serie, dar dacă văd multă susținere, fac tot ce îmi stă în putință și începem seria mai repede. Am văzut că ne-ți au adăugat foarte multe chestii, o grămadă de mob noi, o grămadă de, mamă, de scheleți, toate nebunile. Dar parcă am așa lag, Doamne, vreau să mă plimb puțin, uite, avem și animăluțe. Gândiți-vă că noi ne jucăm momentul de față pe hardcore și odată ce murim, pierdem totul. Ok, haideți să începem să ne facem un alt. Eu nu mai jucam Minecraft, gândiți-vă, de foarte mult timp. Ok. Și vreau să încerc să, nu știu, să fac, să mă descurc aici, pentru că nu mai știu să mă joc Minecraft, guys, gândiți-vă, eu nu mai știu să mă joc Minecraft. Ar trebui să fac și un toporaș acolo. Așa, fix de un toporaș mi-a rămas, perfect, punem aici bețele. Și hai să luăm crafting table-ul cu noi. Deci s-au adăugat foarte multe chestii. Inițial voiam să fac un episod în care să inspectăm împreună ceea ce s-a adăugat nou pe Minecraft, dar am zis că deja au fost câțiva youtuber care au făcut. Nu m-am prea uitat, doar am văzut acolo ce mi-au părut la recomandate. Sincer vă spun, eu nu m-am documentat deloc. Adică vreau să fie ceva, vreau să le descoper fără ca să mă documentez, vreau să fie reacția naturală. Mie întotdeauna mi-a plăcut să fiu o persoană naturală, o persoană care
Prea nu-i place să fie, nu știu, fake sau falsă sau să mintă sau chestii de genul. Întotdeauna am încercat să fiu cât mai naturală, pentru că așa e normal și așa e frumos până la urmă. Nu știu, e așa mi-a plăcut încă de când am fost mic. Bun, în primul rând ar trebui să găsim niște animăluțe, să avem mâncare, asta e cea mai importantă, după care ne băgăm la minat. Doar că aici e mai greu cu animăluțele, gen noi ne tot plimbăm prin zona asta, mă, acum se vede bine, dar frate, se mișca, aveam 3 FPS-uri, guys, deci 3 FPS-uri, pe bune acum ești nebun. N-are cum, uite acolo ar trebui să găsim niște animăluțe. Da, deci chiar am văzut că, nu știu, s-au adăugat o grămadă de chestii interesante, mamă, și aici ar trebui să venim la chivul ăsta, dar vreau mâncare, pentru că dacă mă bag la minat, ești nebun, mă bag la minat ca ultimul bot. N-ar fi ok. Sincer, aș vrea inițial să editez aceste episoade, dar am zis să fie cât mai, nu știu, mai naturale. De-a dragul vremurilor în care intrai, frate, și te jucai survival. Și chiar vă recomand și vă provoc și pe voi. Uite, uiți acolo, e bine că ne putem culca. Să intrați și să vă jucați, frate, că, nu știu, chiar e. Mamă, da, eu și eu să joc Minecraft așa. Hai că mai știu să joc Minecraft, dar nu știu, sensibilitatea mi se pare puțin ciudată, frate. Și gândiți-vă că am la mouse DPI 800. Nu știu, prea mare, mi se pare că e prea mare. Mamă, dar uitați-vă, gen, am drofrimurile alea, nu știu, încă, habar n-am și n-am nimica deschis, n-am nimica, adică încă e lagul ăla, nu știu. Poate că nu este foarte bine optimizat, dar, sau poate că ar trebui să limitez FPS-urile, dar totuși e lăcuț, uitați-vă, am lagul, hello, mamiga, un amore grande, mi amiga. Bun, ia să vedem noi. Mai trebuie puțin, uite, puțină mâncare, uite, îmi scade și uitați, deci uitați-vă, vedeți? Am lag, versiunea care cauzează foarte, foarte mare lag. Încă mai am nevoie de... Nice. Mamă, pe aici știu că am găsit odată portalul ăla către End, dacă nu mă înșel, pe o serie de-a mea, am avut de o serie. Totdeauna când trec pe aici mi-aduc aminte, dar acum 2 ani mi se pare. Uitați-vă, nu știu, efectiv încă se mișcă ciudat Minecraft, nu știu. Probabil de la faptul că n-am Optifine sau ceva, dar se simte chiar mult. Bun, hai să ne mai plimbăm puțin pe aici. Am ajuns să-mi lași. Bă, frate, dar nu găsim și noi ăștia animăluțe? Squid-uri am găsit. Cred că squid-uri se nezbună. Noi ne-am plimbat ce ne-am plimbat și nu prea am găsit. Așa că haideți să ne băgăm pe făcut pornensul, știi ce zic. Păi, dar n-avem noroc deloc, frate. Ok, pe bune? Atât de norocos... Olo, s-a îngrijat. Atât de norocos să fiu? Ia să ne luăm de aici niște cobblestone frumos. E prea mare sensibilitatea, se vede acest lucru. Trebuie să-mi dau mai mică la joc. Deci hai să ne luăm aici cât mai mult cobblestone. Încă o dată, Vereșanilor, dacă doriți să continuăm această serie, nu uitați acolo de cât mai multe like-uri, dar mai trebuie să ne facem și un cernocop totuși de piatră. Ia să vedem la controls și la... nu la controls, sau la options. O sensibility. Nu știu, e normală, frate, dar asta am în Minecraft, gen, de ce e așa mare? Uitați-vă, deci e prea mare, nu pot să controlez. Orice aș încerca să fac, nu pot să controlez. Bun. Acum hai să luăm de aici niște căul, mamă, deci nu m-am mai jucat survival, gândiți-vă de o eternitate, pur și simplu. Și pe acea serie m-am gândit să aducem și invitat special, ar fi super, frate. Bun, și acum hai să încercăm să prăjim mâncarea. Dar nu prea avem mâncare, frate, gemun. Trebuie multă mâncare pe seria asta, n-ai cum. Ia să ne mai ce avem. Trebuie și torțe, mai de capul meu. Avem de muncă. Clipul ăsta probabil că o să dureze, nu știu, undeva pe la vreo 15-20 de minute, ceva de genul. Pentru că n-are rost să-l țin foarte mult. Până mor. Ține clipul ăsta până mor. Mamă, ar fi ceva, sincer. Mai ales când ne jucăm pe hardcore să țin clip. Da, gen, să mă duc la minat și asta, nu să stau să construiesc, gen. Provocare, adică ori mergem la minat și e bun și ne petrecem timpul în mină, ori nu mai petrecem nimica. Ar trebui să mai mergem și după lemn. Ia să punem asta acum. Ia să vedem puțin dacă ne ducem noi să mai luăm niște lemn. Nu mai știu să mă joc Minecraft efectiv. Deci în ultimul timp, mai ales și cum am fost și puțin stresat cu Baco cu astea, nu mai știu să mă joc efectiv. Nu mai știu nimica. Deci, da, păi chestiile astea noi că m-am, nu știu, gen, văzusem poze pur și simplu, s-au adăugat o grămadă de chestii. Nu știu, n-ai cum. Și vreau să le descoper cât mai repede, pur și simplu. Trebuie să avem cât mai mult lemn. Trebuie să avem aici foarte mult lemn, să facem bețe, să facem torțe, că ne trebuie torțichii.
Doar zic cum ne place nouă, perfect. Oare am aia cu... nu mai știu unde se... Cred că se observă. A, bar n-am. Bun, așteptăm momentan să se facă mâncarea. Dar, a, nu se... Nu se vede, gen. Păi, dar cum se... Care era oare opțiunea? Că nu mai știu, sincer. Păi, scale... Oare doar pe Optifine era? Nu mai știu, sincer. Maximum. Nu știu, nu mai știu sincer care era, că nu știu, are doar pe Optifine. Nu mai știu, mă jur, nu mai știu. Eu sunt învățat cu meniul de Optifine-ului, altfel nu mă descurc. Dar e bine că, uite, găsim iron și asta e foarte important. O să avem nevoie, de iron. Iron. Hai să mai punem și astea, și bucățile astea două. Și aș mai putea să iau, eu să mai fac un furnes eventual. Și să... nu știu, să vedem. Poate să pun la prăjit iron-ul. Ce ziceți de asta, măi, verișanior, măi? Eu zic că ar fi o idee foarte bună. Dar asta necesită niște gold. Niște... cum îi spune, doamne? Niște coal. Aoleu. Păi stai puțin, brodere, că noi avem nevoie de coal aici. Avem nevoie de coal. De coal. Hai să luăm și astea. Hai că avem mâncărică cât de cât. Mamă, dar de cum au rămas astea două aici, lol? Că eu am intrat în găuri, că eu am simțul găurii. Mi-e place să am simțul găurii. Imposibil să nu fi... să nu le fi luat, ești nebun. Ce se întâmplă? Ia să ne ducem puțin aici. Așa ar trebui să și mâncăm, pentru că cine știe când o să se întâmple să fim fugăriți. Oh, iron. Deci o să iau pe cât se poate de mult. Iron. Ai, uite la acolo pe mârlau, aleu. Opa. Am crezut că vine către mine. Ar trebui să fac și o sabie de iron, așa din start, pentru că o să mă ajute foarte mult. Sper că nu îndrăznești să urce aici către mine. Hai că da. V-am spus că e prea mare sensibilitate, efectiv. E prea mare sensibilitatea. Bun. Hai să ne facem noi eventual... Na, vedeți? Sensibilitatea asta mare. Să ne facem noi o săbiuță de iron în primul și în primul rând. Așa. Un târnăcop aș vrea neapărat. Bun. Și mai punem și... Trebuie coal neapărat. Hai să mai și mâncăm până un alta. Ne trebuie coal neapărat, frate. Deci n-are cum, ne trebuie coal. Bă, băiatule, coal. Ne duce să ne batem cu asta? Măi. Haide. Ok. Hai că lasă tocmai ce să vină. Dar de ce nu vrei să te bați cu noi? Opa. Bun, hai că luăm și XP. Să vedem. Niște, cum ar fi să găsim diamante așa din start, eu zic, ar fi super. Hai să le luăm cu noi. Uite, deci tu. Deci apar aceste spike-uri. Da, cred că spike-uri se numesc, nu? Cred că da, spike-uri, nu mai știu sincer. Așa, hai să luăm noi furnesurile cu noi. Așa. Și să ne ducem, rapid. Apare uneori lagul ăsta, care nu înțeleg de ce. Chiar nu pot să-mi dau seama. Uite, deci tu, rămâne aerul aici. N-are cum, imposibil așa ceva. Bun, și ne ducem mai jos. Ar trebui totuși să găsim un cave, nu să ne ducem noi de capul nostru. Am și melodie pe fundal și nu-mi dau seama când e lavă. Ok, aud zombie, înseamnă că ar trebui să fim pe lângă un cave. Oh, iron, bun. Hai să ne mai aici, iron. E bine, frate, e bine că avem iron. Încercăm să culegem cât mai mult iron, pentru că o să ne ajute foarte mult să ne facem armură așa din start și ca să ne putem apăra de zombală ea. Nenoroci și căul, foarte, foarte bun și căul. Pentru început o ducem ok. Măi, ar fi sincer super tare să găsesc diamante așa din start. Ar fi o surpriză mare acestui clip. Mamă, dacă căul. Ok, bine, și gândiți-vă că ne jucăm hardcore. Adică nu-i doar așa. Nu-i doar așa easy. Am văzut că Minecraft avansează foarte mult. Pe vremea când mă jucam eu, frate, intram pe Creative prin 2015, pe acolo, dacă nu mă înșel, și mă jucam de nebun și încercam tot felul de construcții. Vai de capul meu cum era. Era nebunie mare acum. Ce ai, frate? A ajuns Minecraft-ul. Îți poți face un server, gen, cum să intri cu prietenii, super simplu. Înainte de asta te complici cu hamachii, dacă vă duceți aminte. Era nebunie foarte mare. Era nebunie foarte mare și... Na, cu toții ne aducem aminte de acele clipe. Ce, că fiecare dintre noi s-a luat din timpul lui acolo câtuși de puțin și a jucat Minecraft. Adică, na, bun. Suntem la stratul 30 și unul aproape 30, să spunem așa. Și mai avem încă de mers. Ne ducem jos de tot să găsim diamante. Deși ar trebui lângă lavă să mergem, pentru că acolo sigur o să găsim.
O să cer ca clip, ca și clipurile viitoare să le editez, să le editez pentru că na, sunt mult mai frumoase, mult mai interactive. Poate cine știe, murim, facem un intro frumos acolo. Dar și când morești de bun. Mamă, să fac un să fac un challenge. Dacă mor, începem seria de survival cu Vereșani. Bun. Hai să ne uităm puțin să deci aici ar trebui să găsim diamante. Aici sub nicio formă nu trebuie să să murim. Hai să ne ducem puțin în jos aici. Măi, de am intrat în... Gândiți-vă că am intrat aici fără niciun... fără nicio armură și eu caut diamante ca nebunul. Deci eu caut diamante ca nebunul. Deci dacă nu, nu sunt în stare și nu rezist 15 minute pe seria asta, eu nebunesc. Dar totuși suntem aici la stratul... A, la stratul 11. Păi înseamnă că ar trebui să găsim diamante. Ia. Uite, iron aici. Lângă iron să fie niște diamante frumoase. Iron cât am în momentul? Mamă, numai 15, hai să mai luăm iron atunci. Mă gândeam că am mai mult, frate, ești de bun. Eu cred că nu mi se... Au bugă ăștia de nu-mi ia iron în inventar. Nu știu, mie întotdeauna mi-a plăcut să minesc cu shift-ul. Dar nu cred că sunt aici, ești de bun, că suntem pe hardcore, e mai hard puțin. Și acum, cum ar fi fost să fi trecut pe lângă diamante și să nu găsesc? Da, deci n-am găsit momentan nimica, ne ducem mai departe. Acolo avem niște gold pe care o să las în pace. Ne ducem pe aici, redstone. Ar trebui să iau și niște redstone pentru level, pentru că o să mă ajute și mult levelul. De deja am 6 level. Așa, și pe aici să ne ducem puțin. Om, aici oare? Ar trebui să fac și o găleată, gen să... E foarte importantă și o găleată, să ai o găleată aici. Dar nu știu cum. Ia să vedem. Ne ducem aici, ne ducem așa. Ia, ok, gold, hai să luăm gold-ul. Asta e mai aproape, mai era și acolo gold. Doar că am zis că să nu-l iau. Oh, nice, nice, nice. V-am spus că pe aici, mamă, și uite. Fiți lângă barosanul ăsta. Dar sper să... Bă, da, doi. Bă, da, doi, eu înțeleg cu unul, dar cu doi. Bă, ce vrea să facem ăsta? Trisăm aici. Iar iau de monetizare. E bine că am... Bă, da, mori odată. Mori odată, ești nebun. Bă, dar n-ai cum, gen. Uite, diamantele, dar nu spune că doar unul. Păi hai să vedem. Și acum să vină cineva să mă atace, vreun netrevnic. Să mă atace. Oh, nice, poate că sunt mai multe diamante, guys. Înseamnă că aici ar trebui să găsim mai multe diamante. Și acum să las shift-ul și să... Nice. Oh, uite, diamante, frumos, frumos, îmi place. Dar cred că doar atâte. Numai atâtea, frate, două diamante. Mamă, și jos, aolo. Deci e lavă, nu? Mamă, e lavă. Aolo. Ia. Ok. Sper să... Ulo. Ok, ia să vedem. Aici să vedem. Lavă, bun, putem lua diamant. Înseamnă că bun. Deci au fost 3 diamante. Cred că o să fac un... Bă, dar n-ai cum. Noroc că m-am dus. Dar de ce a venit fix la mine? Bă, băiatule, nici în ăsta nu m-am speriat atât de... Bă, dar date... Eu nu cred așa ceva. Bă, dar atacat de 4 creeper, ești nebun. Cum am scăpat? Bă, eu înțeleg o dată, înțeleg de două ori, dar adon... Bă, dar deja deci deja devine... N-ai cum. E imoral, ireal, inexplicabil. Sincer, aș face o nebunie de a lua obsi... Bă, dar n-ai! Să moară ce am pe casă, ești nebun, că eu așa ceva n-am mai văzut. Să-mi trăiască mie, tu n-am... Deci, n-are cum. Toți creeperii, ești nebun, au venit la mine. Eu nu cred așa ceva. Hai să treci. Bă, dar n-are cum, ești nebun. Nu, eu nu cred așa ceva. Nu, ăsta nu e Minecraft-ul pe care știu eu. Eu înțeleg că ne batem joc, dar nici că dă un col de treabă, ești nebun. Nu pot să minez, frate, că vin din toate părțile, gen. Dă un mama ei de lume, ești nebun. N-are cum așa ceva. Deci am scăpat ca prin... Și cum am scăpat acum... Da, căul, am 21. Ia să ne mai primăm puțin pe aici, să mai explorăm.
Mai luăm niște RM pentru că o să avem nevoie, m-am spus de RM foarte mult. Deja filmăm de 20.000 aproape, super tare, o să închem și noi episodul imediat. Pentru că nu vreau să ne lungim foarte mult. Am găsit și câteva mamă. Doamne Iisuse Hristoase. Aolo, mâncare. Asta la vine după mine. Bun. Hai să trăiesc. Ne vreau să ajung acolo, băi. Uite aici, poate găsim niște diamante. Vreau să găsesc mai multe diamante, că... Oh, gold, nice. Hai că am luat și goldul. Băieți, e bine. S-a dus și pe ăsta. Da, mai vreți, Sanior? Păi, cred că noi o să punem capăt acestui episod aici, că deja am avut parte de foarte multe drumeții și foarte multe experiențe. Da, vedem în funcție de suportul care o să fie la acest clip și cine știe, poate începem cât mai repede seria în care să inspectăm 1.16-le așa cum trebuie. Și poate găsim și noi mai multe diamante. Uite, de aici am venit. Mamă, dar... Unde? Ce să fac? Hai să-mi fac eu. Ia, că nu mă pot abține, gen. Trebuia să-mi fac să mă duc puțin mai sus. Pă, deci eu nu mă las până nu mor în clipul ăsta, ești nebun? N-are cum, pe bune acum. Deci n-are cum așa ceva. Ia. Uite pe aici, nu găsim și noi niște diamante, suntem la stratul 16. Trebuie să găsim, dar sunt sigur că dacă ne ducem și minăm aici prin zona asta, sigur o să găsim ceva diamante. Dar eu aș face nebunia de a mă duce în clipul următor. Ești nebun? Fără nicio armură în end, să mor acolo în end, ești nebun, ar fi super. Ia, cum ar fi să găsesc diamante? Diamante așa pe final de clip, aș fi cel mai tare. Dar nu am eu norocul ăsta. Da, mulțumesc foarte, foarte mult pentru atenția acordată, Vereșani. Eu vă doresc o seară frumoasă continuare, pentru că probabil acest clip o să apară în ziua în care o să-l și filmez. Și vedem, în funcție de cum o să fie totul, poate facem mare serie cu Vereșani și o să fie nebunie mare rău de tot. Ciao!